În unitățile școlare din municipiu și județ, pregătirile pentru începerea noului an școlar sunt pe ultima sută de metri. Vorbim de curățenie generală, se face igienizarea, se zugrăvește, se repară ceea ce este stricat, iar în unele cazuri au loc lucrări mai ample. Cu toate astea, sunt unități școlare în județul Giurgiu care vor debuta în anul școlar 2015-2016 fără autorizație sanitară de funcționare din lipsa sursei de apă curentă. Toate unitățile școlare cu personalitate juridică din județul Giurgiu dețin autorizare sanitară pentru anul școlar 2015-2016. Dacă ținem cont de totalul locațiilor în care se desfășoară activitate școlară, 92% din cele 197 de structuri de unități școlare dețin autorizare sanitară, pentru că, așa cum se știe, o parte dintre aceste școli nu au sursă curentă de apă potabilă, acesta constituind unul din motivele pentru care nu obțin autorizare sanitară. Însă, în curând, multe unități școlare vor fi incluse în proiecte care vor rezolva aceste probleme și sperăm ca în viitorul cel mai apropiat toate clădirile, unitățile școlare în care se desfășoară activitate școlară să dețină autorizare sanitară. Astfel, din totalul de 197 de structuri școlare din județul Giurgiu, 8% nu dețin autorizație sanitară de funcționare, ceea ce înseamnă că elevii vor folosi tot toaletele amenajate în curtea școlii, iar apă potabilă vor aduce de acasă. Totuși, spre deosebire de alți ani, numărul unităților școlare neautorizate a scăzut semnificativ, grație proiectelor implementate de primării pentru realizarea rețelelor de apă și canalizare.